Bună seara, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, sunt Vlad Madan. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre legea privind statutul municipiului Chișinău împreună cu invitatul nostru Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii Reflector Analitic. Domnule Lebedinski, pentru început o întrebare firească. Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a grăbit atât de tare adoptarea acestei legi privind statutul municipiului Chișinău? Pentru că să-l scoată mai repede Chertoacă din funcție. Atunci când vorbim despre această lege, evident că și unii consilieri și-au exprimat acest punct de vedere pe care ne l-ați împărtășit și dumneavoastră. Odată cu adoptarea acestei legi, de fapt, se grăbește demiterea lui Chertoacă și referendumul despre care se discută. Eu cred că totuși cineva a jucat fiesta foarte bine Partidului Liberal și domnului Chertoacă. Prin simplu considerent, în primul rând, l-au provocat ca să iasă cu acest proiect de lege, eu n-aș spune că nepregătit, dar pur și simplu abuziv, care era inițial. Mai mult ca atât, noi am avut o comisie care a studiat problema, care a elaborat un proiect, dar părerea de rău, acel proiect a fost lăsat și acesta a înaintat de către unii deputați din Partidul Liberal, a fost promovat cu mare, nu știu, n-am participat eu personal la discuții, dar din așa agresivitate cu care el era promovat, se vede că este un interes foarte mare. Spuneți-mi, vă rog, a fost propuse mai multe amendamente de către Partidul Socialiștilor și reprezentanții acestuia. Din câte cunoaștem, practic nu au fost luate în seamă. De ce? Au fost propuse nu doar de socialiști. De tot au fost permise 199 de amendamente. Eu nu țin minte alt proiect de lege să aibă atâtea amendamente. Adică aceasta încă o dată ne arată la ce nivel de pregătire era proiectul de lege. Dacă ei au mers la cei că ei au respins și amendamentele guvernului, o bună parte din ele au fost respinse de către comisie. Ei, în această perioadă, au mers la... au schimbat președintele comisiei pentru că doamna Bondarencu nu era comodă pentru ei să fie elaborat. Primul raport a comisiei care a fost unul negativ la prima lectură. Mai mult ca atât, ei au mers la ceea că au schimbat, vorbesc de Parlament, au schimbat componența acestei comisii, au majorat numărul de deputați în această comisie din contul celorlalte comisii, vă dați bine seama ce presiuni erau făcute pentru că să fie adoptată această lege cu la statutul Chișinăului. Domnule Bedinski, care este riscul acestei legi? Pentru că s-a vorbit despre acordarea unor împuterniciri nejustificate primarului capitalei, limitarea, de fapt, dreptului și obligațiilor Consiliului și așa mai departe. Haideți să deschidem parantezele, să vedem care sunt, de fapt, aceste puncte slabe. Primul care eu îl văd, primarul nu o să fie fizic în stare, o persoană, să exercite toate atribuțiile acestea care sunt. Respectiv, el, cum o făcea și până în prezent, el o să cesioneze aceste drepturi a sale altor funcționari ai primăriei. Respectiv, rămâne fără control decizia. Noi, de fapt, prin atribuirea acestor drepturi primarului, noi am pus la bătaie întreg Consiliul Municipal. De ce? Deoarece noi avem câteva cazuri de acum, pretura Buiucani, unde mâine pe mâine poate să ruineze din cauza acestei construcții care malul s-a abrupt. Noi avem exemplu de la Bulevardul Moscovei, noi mai avem alte obiecte de acestea. În baza acestei legi, primarul trebuie să se facă responsabil de asemenea. Da, reșind din atribuțiile care acum ele dă legea și obligațiunile de fapt care îi le atribuie, eu cred că primarul general o să aibă mare șansă să stea la pușcărie. De ce? Eu în locul lui m-aș fi gândit foarte bine atunci când prin intermediul rudelor sale apropiate sau colegilor de partid avea să promoveze așa un proiect de lege. Primarul general
urmează aceste atribuții care sunt date. O parte bună din ele sunt într-adevăr specifice primarului. Dar majoritatea trebuie să fie pretori de sectori și trebuie să fie Consiliul Municipal. Consiliile teritoriale care părere de rău de acum, din 2009 la noi, când trebuie să fie ales aceste consilii și pretori de sectori, noi nici cum nu le alegem. Ba, unul înaintează un amendament și această lege este iarăși amânată acum în 2014, în 2015. Filatul a înaintat tot așa. Se tem. E foarte mult se tem ca să apară în sectoare lideri și care să aibă bugetul lor, să poată gestiona și să demonstreze că într-adevăr se poate de făcut lucruri frumoase în fiecare sector luat în parte. Dar primarul nu se sprăvește. Și atunci, evident, lumea o să aibă altă alternativă. La moment, cu părere de noi, pe noi ne pun cap în cap problemele geopolitice. Nu se ridică capacitățile de a administra echipa care o ai împrejur tău. Este important doar tu ești pentru doctrina. Sau, da. Dar nu e vorba de doctrina. Este frica care o insuflă oamenilor zi de zi. Țineți minte înainte de alegeri cum arătau cu arme, că vin tankurile, că nu știu, păi, uite, bine, mersi, au trecut atâția ani și n-a venit niciun tank, nimic, suntem sănătoși, din contră au venit din partea cealaltă tankuri. Și este destul de dubios că au venit careva containere intrat pe teritoriul Republicii Moldova, care înapoi n-au ieșit și nu se știe unde sunt ele. Adică, din partea cui este pericolul urmează în aceste probleme geopolitice. Da, urmează să vedem. Domnule Bedinski, eu vreau să vă întreb. Foarte mult s-a discutat despre această prerogativă, acest drept al primarului de a numi, după două tentative, viceprimarul. În ce măsură ea este justificată? Viceprimarii, pretorii, vicepretorii și așa mai departe. Nu, vă dați bine seama, orice persoană care o să vrea primarul ca oricum să insiste la această persoană, Consiliul nu are niciun vot. El poate să, nu știu, în scriu să întoarcă, oricum, așa va fi cum vrea primarul. El o spune că bine, două ori nu a trecut candidatura, noi oricum... O numim. Da. Sau de două ori s-au amânat ședința, eu oricum îl numesc. Sau, și primarul urmează doar să anunțe numirea în funcție. Da, sau regulamentul de activitate a Consiliului Municipal, fix așa. Consiliul nu sunt careva momente de, vă dați bine seama că să studiați, adică să faceți un regulament, să adoptați un regulament, este un lucru foarte îndelungat și complicat. Primarul poate să vină pur și simplu să zic, mă scuzați, eu am adoptat regulamentul, a să activați de azi înainte, așa, după regulamentul ăsta. Dar în regulamentul acela poate fi prevăzut tot ce vrei. Atunci când vorbim despre activitatea primarului, trebuie să vedem și Consiliul ca cel care conține, de fapt, aleșii poporului, care au fost reprezentanțe acolo. În ce măsură ei vor avea un cuvânt greu de spus sau raportat la anumite chestiuni, începând de la buget, apropo, care nu a fost adoptat încă pentru anul ăsta și terminând cu chestiile de siguranță în construcție, ceea ce spuneați un pic mai devreme. Ceea ce e legat de buget, cu părere de rău, bugetul Chișinăului este legat mult cu bugetul de stat. Și, într-adevăr, noi în Parlament, până când încă nu putem să adoptăm bugetul de stat, ne mai vorbim de faptul că respectiv și Chișinău nu are bugetul lor. Aceasta, cu părere de rău, sistează multe proiecte interesante care sunt investiționale la noi în Chișinău, dar problema de bază nu e că știți cum va fi elaborat acest proiect. Noi trebuie să-l dezbatem încă în anul 2015, proiectul pentru anul 2016, asta este și normal, dar este faptul că se fură, adică în buget de acum sunt introduse unele articole care evident se arată că cheltuielile sunt exorbitante, de 3, 4 ori, 5 ori chiar ajunge cheltuielile reale. Vorbim de o linie de troleibuse care este evaluată la 1 milion de lei, pe când potrivit urban proiectul ăsta costă 50.000 de lei. Vorbim de altele, adică sunt momente la care trebuie de atras atenție. Și consilierii noștri sunt gata să meargă, dar și acolo
sunt, cu părere de rău, la momentul când s-a votat pentru componența Consiliului, pentru candidatura primarului, lumea încă nu s-a, cetățenii noștri, nu s-au organizat, nu sunt în stare să-și aleagă profetul lor, da? Nu sunt în stare să aleagă conducătorul lor și de aceea își merită conducerea pe care o au. În loc să mergem pe o cale corectă, să mergem, s-a văzut doar în 8 ani de zile care a fost eficacitatea domnului Chirtoac. Păi bine, alegeți corect. Nu, noi mergem pe asta. Și acum majoritatea populației acum spune, haideți să-l scoatem. Bine, este o... Acum încearcă să faci referendum. Este destul de complicat. Noi chiar recent pregătim aceasta să organizăm referendumul. Dar mai departe, ce cu... Eu nu sunt convins că o să dea curs. Și chiar dacă ne dă curs, eu nu sunt convins că rezultatele vor fi validate. Și așa mai departe. Este destul de complicat. De ce? Noi trebuie să prevedem care sunt circumstanțele. Noi știam câți ani de zile se face reparații pe strada Vasile Alexandrie, pe Niculci, pe este, cum îl cheamă? Negruțe. Ștefan cel Mare. Și noi tot una stăm, așteptăm, poate fi mai bine. Domnule Bedenski, Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor, au venit cu această idee de a face un demers adresat domnului Timofti pentru a nu promulga, de fapt, această lege. Apare întrebarea firească. De data asta, președintele va demonstra verticalitate și nu o să... Eu, 99%, sunt convins că președintele, să-i spunem așa, președintele actual, de fapt, el urmează să fie interimar. Da. El nu are acea verticalitate și nu va fi în stare să se opună. Eu sunt ferm convins că chiar nu știu ce se întâmplă, el o stacă și o spună, bine, chiar să ridici toată Republica, el totuna o să facă cum îi trebuiește lui. Nu mai este, de fapt niciodată nu a fost persoană care se poate să influențeze ceva. Și aceasta ne-a demonstrat și cu situația care a fost în luna ianuarie, în luna decembrie la noi. Dar unica soluție care este la moment, asta poporul să iei să-și expună părerea. Ei trebuie să ridice această întrebare. De fiecare secundă, asta sunt, noi participăm în multe măsuri, sunt la primărie, dar atât timp cât noi o să trecem, atât timp noi o să ne asuprească. O decizie, ar fi contestarea la Curtea Constituțională? La moment încă nu. Știu că astăzi în presă au declarat doi deputați că ei de acum au contestat la Curtea Constituțională. Am văzut și această sesizare. Eu nu mi-închipui cam cum. Știu că este hotărârea, adică Curții Constituționale prin care se permite a contesta și proiectele de legi, dar atâta timp cât noi nu avem nici măcar expediat acest proiect de lege la președinție, atât timp cât noi nu avem decizia, eu deci am spus 99%, sper totuși poate 1% că dumnealui nu va promulga această lege, atât timp noi nu avem temei, eu consider, temei juridic pentru a contesta acest act, deoarece el nu este. Nu mai vorbesc de momentul când va intra el în vigoare. De aceea eu consider că la moment este un pas greșit din partea lor. Mai mult că atât, am citit și sesizarea și să vă spun cinstit că se vede că e făcută în grabă. E făcută pe genunchi, deoarece nu este motivată și noi am pregătit a noastră sesizare, ea este gata, dar o depunem în câteva zile, așteptăm totuși care să fie poziția. Va fi expediat la președinții? Când va fi expediat? Să vedem totuși care este poziția. Noi preventiv ducem tratative totuși și insistăm ca ducem tratative în vedere cu alte partide și insistăm față de președinte că totuși să nu promulge această lege, dar care va fi decizia, e aparținut dumneavoastră. Noi, cu părere de rău, nu putem să-i ținem mâna și stilou ca să semneze sau să nu semneze. Domnule Bedenski, cum s-a făcut că totuși s-au găsit cei 56 de deputați ca să voteze această lege? Eu am impresia că la noi în Parlament este un singur deputat și acela pur și simplu îl ridică mâinile. Asta e situația. Vorbesc de aceștia 56.
Sunt foarte multe situații când chiar în cadrul acestei alianțe nu înțelegi și culoare că e tărcată. Chiar dacă între ei cineva votează altfel, repijor se liniștesc apele, se iau câteva minute de conciliere, ei iarăși discută, iarăși se repune la vot probleme care au fost noi, au fost marturi și vineri, la astfel de situații și au mai fost nu o singură dată. Cu părere de rău, asta e situația. Toți 56 de deputați sunt dependenți de un singur centru care pe ei conduce. Cu ce metode? E complicat de spus. Cu părere de rău, dacă ar fi un centru creativ, dacă ar fi un centru care ar da un pozitiv pentru Republica Moldova, eu poate aș spune că la moment, bine, lasă-l să fie așa cum este, dar în situația când acesta este doar destructiv și doar aduce și pagube și pierderi Republicii Moldova, eu sunt categoric împotriva la astfel de aglomerații. Haideți să vorbim despre autonomie locală. În ce măsură acest proiect de lege asigură ceea ce se spunea, autonomie locală, în ce măsură primarul va avea pârghii justificate, accentuez acest lucru, și de ce tocmai în aceste împrejurări s-a forțat nota. Noi am fost martorii cu toții, societatea civilă a urmărit pe cât a fost posibil, pe cât de transparent a fost această procedură, care au fost, de fapt, acțiunile întreprinse. Dacă, o secundă, potrivit permis articolul 3, o secundă, nu țin minte, da. Uitați-vă cum scrie administrația publică a municipiului Chișinău se realizează de către Consiliul Municipal, Consiliile Orășănești și Sătești, ca autorități prezentate de către primarul general al municipiului Chișinău, primarii orașelor, sectoarelor, comunelor, ca autorități reprezentative și executive. Respectiv, reiese că în principiu ar trebui să fie autonomie. Vorbim despre administrația publică centrală și cea locală. Dar împuternicirile care au fost date prin această lege primarului, cu părere de rău, lipsește Consiliul Municipal de posibilitatea de a influența cumva mersul. El rămâne ca un general de nuntă care stă într-o parte, este un organ colectiv asupra căruia poți arunci toate eșecurile. Da, și spui că ei sunt vinoviți de toate, dar în același timp să iei să gestionezi pe bunul tău plac tot ce faci. Vorbim atât de, nu, bine, chiar și faptul că am vorbit noi de vicepretori, dar vorbim de viceprimari. Vorbim acum de pretori. Ei sunt reprezentanții primarului în teritoriu. Mai mult ca atât, le-a fost atribuit statut de demnitate publică, funcționar cu demnitate publică. Eu consider că aceste atribuții care sunt date prin lege, am și un moment, unde eu... Fiecare dintre acestea, de fapt, agravează situația. Pretorii, am uitat articolul... E bine, dacă să intrăm în aceste momente care sunt prevăzute în lege, numirea pretorilor de către primar, aceasta generează în viitor o problemă esențială. Să presupunem că peste câteva luni de zile primarul este demis. Respectiv, după alegerile locale a primarului, urmează să fie schimbați iarăși toți pretorii. Și nu numai pretorii, vicepretorii, șefi de direcție și așa mai departe. Practic întregul personal. Da, dar unde este corelarea între eficacitate și noi știm foarte bine ce conducători avem acum în primărie. Și vă dați bine seama, se întâmplă că vine altcineva care are alte viziuni și continuitatea acelor proiecte, acelor idei care au fost promovate de la început, ele se rup toate.
Și de anume din aceste considerente, eu sunt de părere fermă că primarul și pretorul de sector urmează să fie aleși de popor. Vicepretorii urmează să fie numiți de către consilieri. Numai în acea, vorbim de vicepretor și viceprimari, la primărie, respectiv de Consiliul Municipal, la sectoare de consilii sectoriale. Anume, doar în aceste situații, noi vom putea să avem o continuitate a relațiilor, deoarece, potrivit iarăși articolul 15.1b, primarul numește conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale, direcții generale, direcții, servicii și așa mai departe, conducători de servicii publici, conducători instituții publici municipale, conducători întreprinderi municipale, stabilește atribuțiile de bază ale acestora și așa mai departe. De fapt, primarul, dacă se reșește în aceasta, el când vine cu echipa lui, el trebuie să schimbe majoritatea. Și schimbarea șefilor, bucurie celor care nu cunosc, spunem așa, sau celor care au posibilitate să fure. Aceasta este încă o situație în care următorul conducător care vine urmează să intre în situație, să vadă care sunt circumstanțele și respectiv distruge iarăși tot. Și noi așa, cu așa mentalitate și cu așa o expunere a atribuțiilor, noi așa niciodată nu o să avem dezvoltare. Domnule Bedenski, la începutul acestei emisiuni vă întrebam de ce atât de rapid a fost examinată această lege. Acum apare întrebarea firească și astăzi s-a discutat pe rețelele de socializare, dar și prin intermediul mai multor instituții mediatice, la cele 600 de dosare pe care se spune că le are domnul Chertoacă, se vor mai adăuga în foarte scurtă vreme încă un șir, care, de fapt, ziceam ceva mai devreme, ar grăbi plecarea lui. Pentru că avem pe parcursul documentării pentru această emisiune, am găsit că municipiul practic va adopta doar un șir de decizii doar la inițiativa primarului. Cât de justificați sunt, iată, este vorba, și le-am enumerat aici, taxe, impozite, modificări ale bugetului municipal, refinanțare și așa mai departe. De ce s-a mers pe această cale? Cât de gândită a fost, dacă aș putea spune Știți, multe nu sunt gândite aici, dar aceasta a fost o lege pentru o singură persoană. Acesta și chiar mi-ar fi foarte interesant, dumneavoastră ați ridicat întrebarea de ce a fost așa grăbită, dar nu vă puneți întrebarea de ce politica bugetară fiscală a fost adoptată în aceeași zi după ce a fost examinat proiectul acestei legi pe care noi vorbim acum, și doar după aceasta a fost examinat politica bugetară fiscală, după aceasta a fost examinat legea cu bugetul asigurării sociale și bugetul asigurării medicale și încă nu a fost pus la vot bugetul de stat? Credeți că aceasta nu este o metodă de șantaj? Pe mine, de pildă, foarte mult mă pune în situație că să nu cred în faptul că aceasta a fost făcută așa cu o intenție nobilă. Să nu spun direct ce aici cred eu despre modul cum a fost. Domnule Bedenski, se poate întâmpla să existe mai târziu efectul bumerangului, tot ceea ce au făcut ei mâine acum? Poi mâine, eu asta și vreau să spun mai departe, că mâine poi mâine va fi demis Chertoac și eu cred că 99% din cetățenii și locuitorii Chișinău sunt de acord cu aceasta, că el urmează să fie demis. Va fi demis și eu nu-i slu ca a două zi liberalii au să iasă rebijur la conducerea lor, acela a 56-lea deputat, să ridice urgent întrebarea că trebuie schimbat legea. Cum au mai făcut-o, de fapt, că nu prima dată schimbă ei legea cu privire la statutul Chișinăului, cum le trebuie lor. A trebuit să fie președintele Consiliului exclus ca funcție, o exclusă, a trebuit să trebuie, mai scurt. Au făcut ce au vrut. Mai mulți specialiști s-au pronunțat pe marginea acestui proiect de lege și una din observațiile lor era că, din perspectiva acestuia, Consiliul Municipal încetează de fapt a fi considerat reprezentativ și doar deliberativ. Haideți să vedem în ce măsură, până la urmă, Consiliul este cel care va încerca și va fi unul funcțional, pentru că asta ne interesează pe fiecare dintre noi. El va fi unul consultativ. Asta înseamnă că
consilierii vor veni, vor ridica gălăgie, vor spune care sunt părerea lor și cineva o stea acolo, o persoană care să-și facă notițiile lor și o să spună că bine băieți, voi aici sunteți nimeni, noi dacă o să vrem, uite ideea asta care nu ne place, noi o să o promovăm, dacă nu, poftim. Deoarece, la moment, cum ați menționat dumneavoastră, consilierul nu are dreptul să iasă cu inițiative și aici legat de buget și așa mai departe din care consiliere. Anume pentru asta și-a făcut, pentru că să le închizi gura consilierilor și ei să nu aibă absolut nicio influență, nicio pârghie, iar primarul să gestioneze banii cum vrea el. Spuneți-vă. Banii noștri, a contribuabililor, nu sunt a lui personal și nu sunt, să spunem așa, câștigați de către el sau de către moșului, de către cine mai are el printre jurul lui, cei mai apropiați. Acestea sunt banii care noi plătim cotizații, care toate întreprinderile plătesc cotizații și încă în afară de aceasta nu au nicio condiție pentru lucru. Spuneți-mi, vă rog, s-a tot făcut referire la Carta Europeană a Autonomiei Locale și nemijlocit la articolul 3. Au fost încălcate prevederile acesteia? Eu sunt ferm convins că au fost într-adevăr încălcate. Pur și simplu, la noi sunt o bună parte, vorbim de majoritatea deputaților în Parlament, care au nu cât standarde duble, dar pare-mi standarde de nivelul 99. Cum le trebuie, așa le fac. Chiar să vedem sinteza amendamentelor care au fost făcute la acest proiect de lege, ea ne arată cu deplin care este atitudinea și față de a cui proiecte și a cui inițiative au fost acceptate și care nu au fost acceptate sau care au făcut pur și simplu referință. Păi uite, ia că este a lui amendament, pe lui noi îl primim, care de fapt sunt tot aceleși momente. Sunt câteva proiecte care se repetă, cu părere au venit din... De fapt, e bine că au fost mai multe persoane cu inițiativă, că cele care au fost înaintate către domnul Bolea, acestea au fost acumulate din toate, din partea partidului și dumnealui ca membru al comisiei juridice le-a prezentat. Celelalte partide îmi dau seama că posibil tot așa au fost făcute. Pare numai că cele făcute de către domnul Bolea nu au fost acceptate, au fost acceptate de către altele. Domnule Bedenski, de ce un asemenea proiect de lege nu a fost consultată cu societatea civilă, cu cetățenii, cu organizațiile non-guvernamentale și nu în ultimă instanță cu Consiliul Municipal? Ele au fost făcute formale, aceste consultații. Adică ele, de ochii oamenilor, au existat, dar n-au tras atenție nimeni la ele. Deci ei și spunem că gălăgie care am încercat noi să o facem asupra acestui proiect de lege a avut efect și anume din acest... De aceea și cred că au fost așa de multe amendamente. Pentru că dacă această lege era adoptată în redacție care era propusă inițial, nu ne rămâne doar una, să venim în fața primăriei și ne rugăm, Doamne iartă-mi, că primarul nostru este mai sfânt. Domnule Bedenski, proiectul a fost trimis spre avizare Congresului Autorităților Locale și Regionale ale Consiliului Europei? Sau urmează? Nu vă pot spune asta, chiar asta nu știu. Probabil că da. Vroiam să ne spuneți că Consiliul Europei, de fapt, și organele internaționale se pot pronunța și arăta din deget dacă vor constata aceste abateri despre care am tot noi vorbit astăzi? Dar nu mai cred eu nici în Consiliul Europei și nu mai cred nici în Comisia de la Veneție, deoarece au demonstrat nu o singură dată, cum și curtea noastră constituțională, că dacă este necesar pentru vectorul european, așa numit, ei merg, închid ochii la orice încălcare. Haideți un pic să revenim la conflictul dintre Consiliu și primar. De fapt, în baza acestui proiect de lege nu va mai exista un asemenea, hai să zic, disonanțe dintre primar și consilieri. Conflictul nu a existat niciodată între consilieri și primari. Există păreri diferite asupra perceperii anumitor probleme care există în oraș. Cu păreri de rău, primarul nostru îmblă cu ochelarii roz și el vede tot, că în Chișinău totul e bine. Chiar dacă își fărâmă capul de asfaltul care este răsturnat în tot Chișinău, el crede că asta e bine și asta e mana lui Dumnezeu. Eu din ceea ce văd, altfel eu nu pot explica reacția lui la observațiile care sunt făcute.
ca un om care, bine, nu, cândva, când nu mai intrase în funcție, era cu un copil, multe nu-l înțelegea, acum cât de cât urmează să acumulat și experiență. Chiar un discernământ. Da, chiar primul termen când a fost, știți cum, prima perioadă, chiar putem să facem careva cederi, păi bine, încă e tânăr, încă multe nu le cunoaște, încă bine, nu și-a format echipă, dar peste 9 ani de zile, mă scuz, nici peste 9 ani de zile să nu ai o echipă și să nu cunoști situația, să nu poți rezolva. De ce în alte state se rezolvă aceste probleme? Mai mult, bine, să presupunem, anul nou, 2007, anul 2008, era un fel de opoziție, dar avem din 2009 încoace, este mereu la guvernare partidul reprezentatul căruia este și mereu sunt alocate tot ce e necesar, chiar vedem și cu această lege. Tot sprijinul este din partea guvernării primarului și oricum nu merge nimic. Oricum Chișinău, pur și simplu, ajungem în situația că, cu părere de rău, trebuie să facem exemple cu alte orășele mai mici din Republică, unde un gestionar poate să facă cât de cât regulă. Dar la noi, în Chișinău, el încă mai ia atribuții și responsabilități suplimentare. Eu nu-l înțeleg pe dânsul, dar Dumnezeu cunosc. Domnule Lebedinski, potrivit CNA-ului, primăria este cea mai coruptă instituție din Moldova, iar noi urmează să-i dăm mai multe prerogative, spunea un coleg de-al dumneavoastră. Haideți să vedem de ce primarul capitalii nu face o selecție a persoanelor ce urmează să facă parte din echipă și de ce atât de multe descinderi la primărie în raport cu angajații acestuia. E o întrebare grea, dar... Păi eu chiar îmi vine greu să răspund de ce timp de 9 ani de zile el a schimbat toți conducătorii care cunoșteau, care știau situația, care puteau să gestioneze cât de cât situația în Chișinău și puteau să aibă rezultate și i-a lăsat doar pe cei care sunt incompetenți și loiali. Nu, loiali personalul lui care nu-și opun voinții, nu se opun voinții lui și a apropiațelor lui și în același timp majoritatea acestor persoane sunt persoane incompetente. Chiar îmi vine greu, eu cunosc pe dânsul personal de mai mulți ani de zile și cândva aveam păreri foarte bune despre el. Adică era tânăr, era ambițios, vroia să obțină rezultate și de ce s-a murdărit așa de tare, chiar îmi vine greu să spun și nu aș vrea să dau o apreciere. Eu cred că în viitorul apropiat cetățenii singuri îi vor da apreciere și respectiv vor pune punct pe aceste fără de lege. Domnule Bedinski, se poate întâmpla ca această inițiativă de acordare a unui statut special a municipiului Chișinău să fie preluată, aș lua în ghilimele de rigoare, de către alte localități și de sigur fapt aceste împuterniciri să și le dorească, să și le atribuie și alți primari? Doar în cazul dacă ei sunt, eu îmi dau să nu, bine, eu nu vreau să spun o localitate anume, spun o localitate X, dacă este reprezentant al puterii actuale, el poate să-și facă lege cu privire la statutul satului cu tare și cu tare. Ipotetic, noi putem să ajungem și la așa situație, deoarece lui așa e mai comod. Și asta e ca exemplu acest statut, dar sper că cât de cât raționament mai există și la noi există, în general, în Moldova există o problemă. Noi avem legi bune, dar noi nu le executăm. Și anume din aceste considerente și toate problemele care le avem. Domnule Bedinski, nu pot să nu vă întreb pe final de emisiune. Această lege, pentru a fi votată, ce s-a cedat? Ce a fost barter? Ce urmează ca să ne așteptăm? Pentru că Alianța, dacă e să fim sinceri, nu prea cred că au făcut-o așa de pentru... Aceasta a fost politica bugetar-fiscală, aceasta a fost bugetul social, ăsta a fost bugetul asigurării medicină și aceasta, eu cred că și bugetul de stat. Noi am pierdut foarte mult cu adoptarea acestei legi. Întreaga populație.
Haideți, pe final de emisiune, avem 5 minute la dispoziție. Spuneți-ne, vă rog, ce trebuie să se întâmple acum, din punct de vedere juridic, dar și din punct de vedere logic. Cine ar trebui să acționeze și unde, la ușa căruia să se bată, pentru ca cât nu este târziu încă lucrurile să fie remediate? Primul lucru, ceea ce e legat de Parlament, acum și-au făcut tot, ei n-au încotro, trebuie să transmită acest proiect de lege, această lege trebuie să o transmită președintele. Unicul cine are dreptul de a rezolva este președintele, care poate să o restituie acest proiect de lege, să nu-l promulge, dar eu cred că pressing-ul care va fi făcut iarăși, chiar să presupunem, noi până în toamnă o să fie adoptat iarăși din nou. Eu sunt ferm convins, chiar dacă mergem pe această cale. Dacă Curtea Constituțională va recunoaște neconstituțional această lege, posibil aceasta ar fi o soluție, dar nu știu întrucât de operativ va fi ea examinată, această sesizare, și întrucât de obiectiv va fi. Deoarece dacă Curtea Constituțională se va expune asupra sesizării care a fost depusă astăzi, atunci, cu părere de rău, această sesizare va fi respinsă. Eu de pildă, văd 99 în perioadă că această sesizare urmează să fie respinsă. Dacă Curtea va merge totuși pe calea să examineze aceasta, eu nu văd soluții cum ar putea ei să o accepte. Reșind din motivare, reșind din temerile juridice care sunt indicate acolo. Dacă ei vor examina o sesizare a noastră, în principiu ei au de unde să o accepte. Este mai bine făcut. Da, este mai motivată și cerințele sunt mai reale. Pur și simplu, la moment nu este depus, deci ei nu pot să mai expun pe deplin. Noi mai lucrăm, o mai verificăm. Da, vrem să totuși să o ducem la consultăm și specialiști în drept constituțional pentru ca să obținem un rezultat cel mai bun. Și sperăm totuși această sesizare va fi examinată către Curtea Constituțională ca cea de bază pentru ca să nu avem situația când examinăm cererea depusă astăzi să fie recunoscut constituțional legea. Domnule deputat, de ce doar Partidul Socialiștilor și în ultimele zile Partidul Popular European s-au făcut auziți raportat la această lege? De ce celelalte partide, atât parlamentare cât și extraparlamentare, au luat apă în gură? De atât că, bine, să spunem așa, PPM-ul, ei încearcă acum, pur și simplu să pregătesc de campanie electorală. Noi avem din 2011, zi de zi, ridicăm aceste întrebări care sunt ridicate astăzi de atât de societate civilă, cât și de întreg toți cetățenii. În ce situație? Da, unde? Vorbim de Chișinău, adică ce se întâmplă noi în Chișinău. Ceilalte partide probabil că au alte viziuni. Ei nu tare ar vrea să certe chiortoac cu ghimpul. Și lor, dacă le trebuie să-și rezolve întrebările lor, ei și așa le rezolve. Cu atât mai mult, ei au dat aceste împuternicieri, respectiv ei au să-l strângă la perete pe chiortoac, cum o să-l trebuiască lor și el o să-i scălească absolut tot. Și că mâine, poi mâine, noi să avem cazuri când se va surpa pământul și vor cădea case. Nu de Doamne, noi să avem un cutremur de pământ mai puternic, noi să avem foarte multe jerte. Eu nu pot, cu părere de rău, nu pot să fac panică între cetățeni, dar noi avem terenuri întregi hectare de pământ pe care sunt construite case, unde alunecările de teren sunt foarte mari. Și n-au fost curățite aceste fântâni, n-au fost curățite conductele acestea de apă, n-au fost izvoarele oprite care subminează aceste case. Noi avem, cu părere de rău, avem case cu 9 etaje care câțiva ani în urmă o casă de alta erau la 1,5 metri, acum casele slipite. Și vă dați bine seama că în viitor apropiat, aceste case poate pur și simplu să dărâme. Și nu vorbim de case vechi din anii 50-60, dar sunt case mai proaspete.
Noi avem blocuri locative care mulți specialiști spun, noi construite, care spun că nu corespund, de fapt. Ei nu ar vrea, ei nu-și cumpără apartamente în blocurile acestea noi. Domnule Lebedinski, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și de a veni cu unele explicații raportate la această lege privind statutul municipiului Chișinău. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă urez o seară bună. Rămâneți alături de noi.